Severus militarul Ion Rușeț, Marcel Hoară, dar și alții a trebuit să-și muleze opțiunile în funcție de gradul de popularitate pe care îl au în cadrul filialei. Cei care și-au anunțat opțiunile pentru primele funcții din partid a trebuit să treacă de testul trimis de la capitală. Un sondaj de opinie intern a lămurit problema. Acesta a arătat că Severus militarul trebuie să se limiteze la funcția de prim vicepreședinte. Este și rezultatul unui sondaj intern pe care noi l-am făcut și în care domnia sa era pe poziția a doua în preferințele, să spunem, electoratului intern al partidului. Cât despre Ionel Manțog, acesta nu a avut loc pe lista supusă verificării de către cei de la centru. Și domnul Manțog pe ce poziție era? Nu, domnul Manțog cred că n-a fost inclus în acest sondaj. Deși nu ar fi vrut să apeleze la o astfel de metodă, Rușeț a trebuit să accepte în final deciziile venite de la șefii ierarhici. Da. A fost făcut un sondaj de opinie internă. A fost și o decizie a celor care coordonează filiala de la centru. Mâine este ultima zi în care se mai pot depune candidaturi pentru șefia filialei județene a Biroului Permanent Național al PDL.